Dragi auditori, așa cum v-am promis, ne ținem de cuvânt și realizăm un tur al județului Bacău prin toate UAT-urile, toate primăriile, pentru ca dumneavoastră să aflați prin intermediul nostru al televiziunii Exclusiv TV noutăți în ceea ce privește această situație deosebită provocată de noul coronavirus. Și în acest moment suntem în direct cu doamna primar a comunei Pârgărești, doamna Victoria Iulișcă. Doamna primar, sunteți în direct cu noi. Spuneți-ne, vă rog, câteva cuvinte despre situația din comună în acest moment. Bună ziua și vă mulțumesc pentru sprijinul pe care ne-l acordați prin a informa cetățenii comune. Încă de când s-a declanșat această situație de criză în țară, Comitetul Local pentru Situație de Urgență s-a întrunit și s-au luat unele măsuri privind prevenirea răspândirii noului coronavirus la nivelul comunei Pârgărești. Ei au fost informați cu privire la toate regulile pe care trebuie să le urmeze pentru a preveni infectarea cu acest virus. Toate aceste informații au fost postate pe pagina de Facebook, au fost puse afișe în stațiile de autobuze, pe afișierele din comunitățile noastre, la primărie. Spuneți-mi, vă rog, sigur, mulți dintre locuitorii comunei Pârgărești au și numărul dumneavoastră de telefon sau au sunat pe telefonul fix. Ce vă spun oamenii în aceste momente mai grele, mai deosebite? Sigur că da, o parte din cetățeni știu numărul meu de telefon, numărul meu personal. La fel, toate pagina de Facebook au fost postate numerele de telefoane la care pot apela, telefonul fix al primăriei și chiar de la DSP. Ce spun? Ce vă spun? Starea cetățenilor este una bună. Ei au înțeles că în ce situație suntem și sigur că respectă regulile pe care au fost transmise. Aveți persoane care au venit în ultima perioadă din țările care sunt afectate de coronavirus, din zona roșie, zona galbenă? Da, avem, sigur că da. Da, în toată țara s-au întors foarte mulți din toate țările din vestul Europei. Încă de la declanșarea acestei epidemii s-au întors 49 de persoane până în ziua de azi, iar azi, dar o parte au ieșit din această izolare la domiciliu. Iar azi pot să vă spun că avem 31 de persoane venite din afară. Sigur că ei sunt izolați cu familiile lor, deci ar fi un număr de 72 de persoane izolate la domiciliu. Da, ăsta e un lucru bun. Înseamnă că, așa cum am constatat și în alte comune, am vorbit și cu alți primari, am observat că există acest simț al responsabilității și cei care au venit s-au autoizolat și respectă sfaturile pe care dumneavoastră ca autoritate locală și specialiștii prin intermediul presei au tot repetat aceste lucruri și mă bucur să aud faptul că ei au înțeles să stea acasă cât mai mult. Puneți-mi, vă rog, în ceea ce privește activitatea din primărie, pentru că bănuiesc că nu ați închis primărie de tot, cam cum stau lucrurile, cum activați în acest moment? Categoric am restricționat accesul cetățenilor la sediul primăriei pentru ca să prevenim infectarea și a funcționarilor, eu știu, să nu se extindă. Cetățenii sunt sprijiniți și ajutați numai pentru problemele lor urgente, cazuri de deces, spitalizare sau cine știe ce, o problemă foarte urgentă. În rest, noi colaborăm cu ei telefonic. La fel vă pot spune că tot așa au fost postat și pe Facebook, că pot să ne transmită solicitările lor pe e-mail. E-mailul nostru, cred că pot să vă și spun, da, nu? Chiar vă rog. E-mailul nostru este contact@comunapargaresti.ro. De asemenea, poate să ne transmită solicitările lor la numărul de fax 0234347710. Chiar azi mi-a mai solicitat cineva din străinătate numărul de fax ca să transmită niște documente pentru cei de acasă. Iar telefonic la numărul 0234347510. Plus numărul meu de telefon, care, na. Pe care mulți îl cunosc din cetățeni. Da, da, da. Mai ales că și oricând mă pot suna. Mai ales că dumneavoastră mai tot timpul sunteți în mijlocul, ați fost și sunteți acum mai mult cu sufletul și mai la distanța socială, dar știu că întotdeauna erați în mijlocul oamenilor. Deci nu avem cazuri de coronavirus în comuna Pârgărești în acest moment. Nu, mulțumesc
mulțumim bunului Dumnezeu, ne ferește, încă nu avem cazuri de coronavirus și atâta, cei care sunt izolați la domiciliu. Da, deci lucrurile sunt în regulă în comuna Pârgărești. Pe finalul discuției noastre telefonice o să am rugămintea să transmiteți un mesaj direct către cetățenii comunei Pârgărești din partea dumneavoastră și a aparatului administrativ. Da, categoric că noi încercăm să ținem sub control situația și îi rog pe cetățenii noștri să stea acasă, să stea în gospodăriile lor, să încerce să respecte toate regulile care le sunt transmise. La fel, cred că fiecare s-au provizionat cu fel și fel de dezinfectante sau chiar și cu spirt, cu o sticlă de spirt medicinal și să le folosească ca atare. La fel, cred că fiecare are câte un televizor în gospodărie, în casă. Și ei văd ceea ce se întâmplă în toată lumea, inclusiv în țara noastră. De aceea eu le spun că nu este o glumă. Îi rog să aibă grijă de dânsii, de familiile dânșilor, de comunitatea noastră, că numai împreună vom reuși. Da. Și le doresc multe, multe sănătate. Și mă rog, la bunul Dumnezeu, să ne ajute să revenim cât mai repede la viața normală. Vă mulțumim foarte mult, doamna primar, pentru acest mesaj. Sunt convins că cuvintele dumneavoastră au ajuns în casele locuitorilor comunei Pârgărești și nu numai, pentru că foarte multă lume urmărește ceea ce se întâmplă și prin intermediul televiziunii Exclusiv TV. Vă doresc și dumneavoastră, doamna primar, multă sănătate și mă bucur foarte mult că sunteți prezentă și vegheați ca lucrurile să fie în regulă în comuna pe care o conduceți. Vă mulțumesc din suflet și noi suntem la datorie. Toate cele bune, sărumâinile, la revedere! Doamne ajută! Doamne ajută!